Șoferița acuzată că a ucis două fete în accidentul din capitală le-ar fi spus anchetatorilor că a încurcat pedala de frână cu accelerația. O cameră de supraveghere a surprins filmul nenorocirii. România au luat cu asalt arabele și târgurile în goana după mărțișoare și flori. Și vânzările online au explodat. Iar de Paște vom avea miei puțini și scumpi. Crescătorii preferă să exporte în țările arabe ca să acopere din cheltuieli. Oana Andoni vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara! Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere în cartierul Andronache arată că am fi putut asista la una dintre cele mai mari tragedii rutiere petrecute în ultimii ani în țara noastră. Șoferița învinuită de moartea a două fete le-ar fi spus anchetatorilor că a încurcat frâna cu accelerația. În înregistrare vedem cum vine cu viteză spre un grup în care se află mai mulți copii și adulți. Dacă va fi găsită vinovată, suspecta riscă o pedapsă cu închisoarea de până la 10 ani. Atenție, vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Străzile din zonă sunt înguste, iar pentru a face stânga sau dreapta în locul unde s-a produs accidentul, trebuie categoric să oprești. Virajul are 90 de grade, vizibilitatea laterală aproape inexistentă, iar în față sunt case. Și de aceea poate sunt șocante scenele surprinse de camera de supraveghere. În zonă se aflau mai mulți copii și adulți. Cu doar câteva momente înaintea accidentului, chiar acolo parcase o altă mașină din care au coborât trei tineri. Doar providența a făcut ca numărul victimelor să nu fie mai mare. În doar o fracțiune de secundă, fetița de 6 ani și tânăra de 21 care stătea pe bordură au fost strivite de vehiculul scăpat de sub control și care a mai retezat și un stâlp. Mărturii oculari susțin că mașina condusă de femeie venea din această direcție pe strada Fructelor, iar în momentul în care a ajuns la intersecția cu strada Mențiunii, nu a încetinit, nu a făcut nici dreapta, nici stânga, ci pur și simplu și-a continuat drumul drept în față, unde a lovit stâlpul pe care l-a dărâmat, dar a surprins și cele două adolescente. Explicația dată de șoferiță e legată de o posibilă confuzie între pedala de frână și accelerație. Au urmat minute în șir de haos. Imediat după impact se văd copii fugind în toate direcțiile, inclusiv o mogâldeață care nu pare să aibă mai mult de 2 ani pe trotinetă. Îngroziți de scena la care doar au asistat, martorii au răbufnit. Unul dintre tineri s-a năpustit asupra mașinii și l-a luat la pumni pe soțul șoferiței care tocmai ce coboruse. De același tratament a avut parte și femeia, asaltată de alți indivizi. În scurt timp, strada s-a umplut de rudele și vecinii fetelor. Disperați, oamenii au încercat inclusiv să ridice vehiculul sub care zăceau victimele. Puțin a lipsit ca o tragedie provocată, bănuiesc anchetatorii, de lipsa de experiență a șoferiței să fie urmată de alta pornită din dorința de răzbunare. Este și motivul pentru care cartierul Andronache a fost împânzit și de jandarmi, nu doar de cei care investighează accidentul, și care încearcă să înțeleagă ce s-ar fi putut întâmpla pentru ca șoferița să comită eroarea pe care o invocă. Mașina este ceea ce popular numim SUV mic, cu transmisie automată. Are așadar două pedale, frână și accelerație, prima dintre ele mai lată, apăsată în mod normal doar cu piciorul drept. Din primele informații, conducătorul unui autovehicul, o femeie în vârstă de 57 de ani, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în coliziune cu un stâlp de iluminat și cu gardul unui mobil, iar din impact a lovit doi pietoni care se aflau în proximitate. Șoferiței i s-au recoltat și probe de sânge pentru a vedea dacă băuse. După ce a primit îngrijiri medicale la Spitalul Sfântul Pantelimon, a fost dusă la Brigada Rutieră pentru declarații. Este învinuită de ucidere din culpă, iar pedeapsa pe care ar putea să o primească, dacă este găsită vinovată, este de până la 10 ani de închisoare. De la 21 de grade Celsius la amiază, la numai 7 spre seară. Totul pe fundalul unei furtuni aprige cu căderi de gheață. Așa au stat lucrurile în capitală ieri, în timpul unui episod de vreme extremă care s-ar putea repeta în următoarele săptămâni, avertizează meteorologii. Deocamdată țara noastră este traversată de o masă de aer polar. Va fi rece până miercuri. Șocul termic, o diferență de 14 grade înregistrată în cel mult 3 ore, a venit la pachet cu tunete și fulgere. Specialiștii explică fenomenul prin ciocnirea a două mase de aer diferite. Deasupra României a stat aerul cald, care fiind mai ușor s-a ridicat. La înălțime a dat peste aerul polar, mai greu și aflat în coborâre. Diferența de temperatură și presiune dintre ele a generat furtuna și precipitațiile mixte.
Meteorologii spun că până la sfârșitul lunii martie, astfel de fenomene meteo s-ar putea repeta. Mai mult, s-ar putea să și ningă. Începând de miercuri, valorile termice vor crește din nou. Se vor înregistra iarăși maxime foarte ridicate pentru această perioadă, ce vor depăși 15 grade în partea de sud a teritoriului. Până vineri, inclusiv, va fi și o vreme predominant frumoasă în zona țării noastre și cu valori termice în creștere. Și la sfârșitul săptămânii viitoare, din nou, valorile termice vor fi în scădere și se vor apropia de normele perioadei. Fenomenele precum cel de aseară s-au mai petrecut și în alți ani. Experții atrag atenția că ne îndreptăm spre o eră deloc plăcută din punct de vedere termic. O să avem niște fluctuații destul de des, diferență de 20 de grade sau până la 40 de grade într-o singură zi. Există o estimare în care stratul de zăpadă până anul 2100 o să scadă cu 90%. Se întâmplă pentru că noi băgăm în atmosferă combustibil fosil. Specialiștii estimează că temperatura medie anuală din București va crește de la puțin sub 11 grade, cât este în prezent, la 19,2 grade Celsius în următorii 80 de ani. Altfel spus, nepoții noștri vor vedea zăpada doar în fotografii, iar capitala va avea clima Atenei. Mai mult, zona de sud a țării riscă să se transforme în deșert, iar numeroase specii de animale și plante pot dispărea. Nu se vor putea adapta unei schimbări atât de bruște. Mărțișoare de argint ideale pentru costumul de baie care costă 2000 de lei. La polul opus, cercei ghiocel sau bubuze și bufnițe din coș de fistic. Cam asta au pus la vânzare artizanii și meșterii populari în târgurile din orașele mari. Piesele originale au scuturat serios buzunarul domnilor, dornici să puncteze decisiv în inimile aleselor. Pentru comercianți, efervescența ultimei zile din luna februarie a fost, financiar vorbind, o gură de oxigen îndelung răvnită. E în ghiocel cu lopotel? Da, da. Adică se poate și de ureche, ca să fim așa tot anul. Așa ar putea crede un străin care nu știe de datina noastră despre cei zgribuliți de cealaltă parte a gardului. În fața porților Muzeului Țăranului Român s-au reunit astăzi două tradiții autohtone, cea a mărțișorului și cea a cozii. Cu o jumătate de oră înainte de momentul deschiderii târgului, am numărat cel puțin 100 de adulți și de copii așteptându-și rândul. Pentru ei, prețul de pornire al punguței cu mărțișoare va fi de 8 lei, pentru că atât costă biletul de acces. În expoziție, efortul meșterilor impune prețuri de 2-3 ori mai mari decât la orice produs de serie. Însă, vizitatorii sunt pregătiți să investească în mărțișor ca să culeagă ulterior reacțiile. Calitatea se reflectă în preț și prin calitate încerc să arăt prețuirea. Asta înseamnă să oferi unicate, chipuri umane sculptate în argint, de exemplu. Să fie purtat tot anul și e suficient, nu? Sunt bătute manual și de aceea fiecare este diferit pentru că nu folosim matrițare. Acestea sunt în jur de 200 de lei, dar costul scade odată cu dimensiunea. Uitați aici, albinuța cu ochii albaștri. Și cum îi văd ochii albaștri? Și vă uitați prin acest dispozitiv magic. Toate mărțișoarele sunt mici, cu muștar, mi s-a cerut și muștar. Bijutierii s-au pregătit așadar și cu piese din filigran delicat și cu mărțișoare făcute să stârnească rumoare. Se poartă la costum de baie. Cât ar costa? Cam 2000 de lei. Are 2 metri, e cât mine. În capitală, domnii nesiguri au creat trendul cardului legat cu șnur, care se schimbă miraculos în mărțișor. Cred că este mai plăcut să ți-l procuri singur. În Sibiu se respectă, în schimb, factorul surpriză. Ne plac foarte mult chestiile cu pietricele. N-am ales toate la fel. 100 de creatori populari înșirați la standuri în centrul orașului au stârnit un furnicar de oameni. Toți au plecat fruntea în fața tarabelor și a portofelelor. Parcă acum mă bucur mai mult decât în alți ani. În Iași s-au cumpărat mai ales mărțișoare organice, din flori, nuci, linte și mac, lână și piele de animale. Le-au ales cu mare implicare preșcolarii și elevii. Pentru doamne educatoare, românești! Florarii au răsărit mai ceva ca bobocii zilele acestea, încurajați poate și de faptul că primăvara și-a făcut simțită prezența. Prin piețe a fost forfătă la tarab, bengoana după lalele și zambile. La mare căutare, anul acesta sunt însă ghivecele și aranjamentele speciale. Bineînțeles, a crescut foarte mult online-ul. Sunt de două ori mai multe comenzi decât în 2020. Poftiți, domnul, direct de la producător. Cât e firul? 2 lei. Ia uitați ce avem aici. Am luat cu 2 lei. Astăzi este duminică, e normal, nu? Odată într-un an cumpărăm flori. Cu o zi înainte de startul oficial al primăverii, piețele au înflorit la propriu. Tarabele pline de zambile, lalele și frezii au fost imediat luate cu asalt. Estimabile, dacă doriți floricele acolo, vă servesc.
de 1 martie, un cadou frumos. Frumosel. Mărțișor îi luați? Cu siguranță. Cadou trebuie ca să țin cont și de un ineluș frumos. Cât ați vândut față de anul trecut? În plus. Cred că 70%. Ți-au axat pe zambile, că sunt foarte ieftine la 5 lei. Și siclamul, care e o floare de interior și stă foarte bine. Mai mult, cred că ghivecele, pentru că țin mai mult. Pentru mama, pentru soacra, nu știu, pentru nașa, pentru toată lumea. Vreau ceva mai special pentru doamna directoare. Alții și-au făcut temele din timp. Florăriile lucrează la comenzi date încă de la jumătatea lui februarie. Timpul de livrare a unei comenzi este în medie 2 ore din momentul plasării comenzii, însă poate putem ajunge și la 3 ore, deoarece este o perioadă destul de aglomerată. Domnul Alois Vail din Arad este cel mai în vârstă florar din țară. Are 93 de ani și în aceste zile afacerea moștenită de la tatăl său împlinește un veac. Cultivă în propriile sere sute de mii de zambile și lalele. La ora 6 începe program. La 8 vin colegii. Și ne spuneți în fiecare zi ce să facă, cum să îngrijească. Cum să nu. Astăzi spunem ce facem mâine. Colecția de primăvară. Sunt buchete prestabilite, dar oamenii și le pot personaliza. Comenzile online au explodat. O florărie din Cluj-Napoca se laudă cu o creștere de 80%. Un buchet costă în medie 150 de lei. Sunt și variante de 900 de lei. Acesta este unul dintre buchetele din colecția noastră de primăvară și pot să zic că e cel mai comandat buchet al nostru de pe site. În zilele astea au fost aproximativ 100 de comenzi pe zi și vor mai fi, pentru că 8 martie e apogeul perioadei. Spre deosebire de începutul anului școlar, când elevii nu au avut voie să ofere flori cadrelor didactice, acum, cu ocazia primăverii, o vor putea face. De Paște vom avea miei puțin și scumpi, spun crescătorii. Prețul pentru un exemplar în viu ar putea ajunge la 14 lei kilogramul față de 8-9 lei cât a fost anul trecut. Pandemia ar putea împiedica și în 2021 comerțul deschis în târguri, așa că ciobanii au tot căutat soluții în afara țării, vând, de exemplu, în Statele Arabe. Ăsta cam de 3 săptămâni, pe 4 săptămâni. Sunt care ar fi bun și de vânzare. Ăsta are câte 17 kilograme. Nicolae Lucaciu din Săsar, Maramureș, are aproape 300 de oi. Primii miei fătați anul acesta au ajuns deja la 4 săptămâni. Nu îi va putea vinde în târgurile din țară din cauza măsurilor sanitare stricte. Și pentru că vor fi mari de Paște, prețul lor va fi ridicat oricum. În schimb, are deja o ofertă de aproximativ 3 euro pe kilogram în viu din Statele Arabe. Să dăm la export, e mai rentabil prețul la export decât intern. Anul trecut era vorba că îi duc în Iordania. Pentru iordanieni strânge miei. Vreau 100 de mii am vândut numai, că am lăsat pentru creștere. În satul nou de sus, Ilie Chiver are și el în Saivan miei de câteva zile. Tot la export vor merge. Nu-ți bătăi de cap și plătiți foarte bine față de ce îți dau anoști. De investit foarte mult în ele, numai tratamente, medicamentele sunt foarte scumpe, tot e scumpe. Și când tragi o linie la sfârșit și vezi că ai dat mielul pe nimic. În zona Aiudului situația e similară. Acest crescător are peste 300 de miei din rasa de carne Suffolk, dar și autohtoni. O să am peste 500 de miei. O fătat câte 2 și câte 3. Până la Paște o să ajungă până la 25-30 de kilograme. Estimările arată că de Paște un kilogram de miel în viu va costa 14 lei. Pentru un exemplar de 25 de kilograme, prețul ar fi așadar 350 de lei, chiar și de 2 ori mai mare ca în 2020. Însă românii nu sunt mari consumatori. Mâncăm oaie doar de Paște. Puiul și porcul nu au concurență în rest. Din efectivul total, circa 10-15% vând în țară la Paște. Unii crescători s-au tocmit deja cu intermediari, iar miei urmează să ajungă în portul Constanța. La Hollywood începe sezonul premiilor odată cu Globurile de Aur. Din cauza pandemiei, ceremonia va fi una virtuală. Cum s-au organizat anfitrioanele și ce pelicule sunt favorite, vă spunem imediat la știri. Medicii de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași fac tot posibilul pentru a o salva pe fetița de nici 2 ani din huș opărită cu ciorbă. Au apelat la o tehnică specială. Folosesc pansamente cu presiune negativă pentru arsuri. Este nevoie de ele pentru cel puțin 72 de ore, așa că cea mică nu mai poate fi transportată la Grigore Alexandrescu în București. Starea ei este fragilă, deși, potrivit noilor informații, 40% din suprafața corpului ar fi fost afectată, nu 90%, așa cum se știa ieri.
Medicii au montat un cateter fetiței în caz că va fi nevoie de dializă. Printr-o tehnică specială, arsurile sunt protejate de mediul exterior. Copilul este pansat cu un pansament special cu presiune negativă. Practic, copilul este inclus într-un vid pentru a putea minimaliza riscul de contaminare. Potrivit medicilor, și dacă scapă cu viață, fetița va avea nevoie de mai multe intervenții chirurgicale de reconstrucție. Planul era să fie luată cu elicopterul Smurt din Huș și adusă în capitală. Au fost contactați colegii de la Spitalul de Pediatrie Grigore Alexandrescu din București în vederea dirijării celor două victime, însă din cauza lipsei, crizei de locuri, s-a solicitat dirijarea copilor în primă fază către Spitalul Sfânta Maria din Iași. Apoi, când a apărut un pat, vremea rea a împiedicat transferul. Copila era oricum în stare critică. Pentru că durerea era foarte mare, a fost necesară anestezie generală și protezarea căii aeriene superioare prin intubație și începerea ventilației mecanice. Prietenul ei de joacă, un băiețel de un an și 8 luni, este mai bine. Are arsuri pe numai 6% din corp. Cei doi au tras oala cu ciorbă de pe foc în timp ce mamele lor vecine pregăteau masa. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cu greu să mai găsesc în acest moment locuri disponibile pentru o nouă rundă de vaccinare cu ser Pfizer. În mai puțin de 2 zile s-au făcut peste 140.000 de programări. Oamenii au ales și cabinete aflate la 10 de kilometri depărtare de casă. Deloc de mirare dacă ținem cont că ultimele raportări indică o creștere a numărului de infecții cu SARS-CoV-2. Și din această cauză, în 17 localități din județul Ilfov reapar restricțiile. Au fost deja închise restaurantele. În județul Ilfov, coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile este de 2,85 la 1000 de locuitori. În 17 localități a trecut de 3. Ba chiar în Corbeanca a ajuns la 4,39. Creșteri s-au înregistrat și în Balotești, Otopeni, Tunari, Voluntari, Pantelimon, Berceni și Chiajna. Aici, autoritățile județene au instituit deja măsuri. Interzicerea activității cu publicul a operatorilor economici de tipul restaurantelor și cafenelelor în interiorul clădirilor. Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc. Se interzice organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole sau concerte. Carantinarea unor localități? Deocamdată nu se pune problema. Sălile de sport rămân deschise, cu mențiunea că trebuie respectate măsurile de protecție, iar unitățile de învățământ își desfășoară activitatea în funcție de scenariile stabilite. La nivel național, județele Timiș și Maramureș rămân zonele cu cea mai mare incidență, 4,95, respectiv 3,14 la 1000 de locuitori. În ceea ce privește situația pacienților infectați cu SARS-CoV-2 și internați în spitalele din toată țara, în acest moment sunt peste 8.000 și, după mai bine de 2 săptămâni, numărul celor aflați în stare gravă, îngrijiți în secțiile de terapie intensivă, a trecut din nou de 1.000. De la începutul pandemiei, în România, 20.350 de oameni au fost răpuși de infecția COVID-19. 63 de nume au fost adăugate pe lista neagră a deceselor doar în ultimele 24 de ore. De mâine, 130 de cabinete noi vor fi deschise pentru imunizarea cu Pfizer a celor care au prins un loc disponibil pe platformă zilele acestea. Cercetarea în România este un paradox. Pe ultimul loc din Europa și cu alocare bugetară de doar 0,12% din PIB, multe dintre cele 65 de institute de profil de la noi abia reușesc să supraviețuiască. Sunt însă și cazuri în care cercetătorii au reușit să se autofinanțeze ori să obțină fonduri europene de milioane de euro pentru a-și desfășura activitatea. Câștigă bine și au proiecte pe termen lung cu firme de prestigiu. La Institutul de Cercetare Grigore Antipa din Constanța, peste 60% din venituri provin din contracte cu agenți economici sau din proiecte care au obținut finanțare europeană. De la studiul viețuitoarelor marine până la exploatări geologice continentale, experții au mereu de lucru. Recent, Institutul a primit o comandă din partea unei firme private pentru un studiu privind creșterea în apă sărată a păstrăvului. Cercetările noastre și nu numai ale noastre arată faptul că ritmul de creștere și calitatea cărnii sunt foarte mult îmbunătățite atunci când această specie este crescută în apă de mare. În jur de 64-65% dintre veniturile noastre provin din proiectele cu finanțare europeană. Apoi mai avem contracte pe, să zicem, furnizare de servicii către firmele care realizează
explorări și exploatări de resurse de pe platforma continentală. Și la stațiunea de cercetare și dezvoltare pentru pomicultură din Valul lui Traian, județul Constanța, specialiștii produc și testează soiuri și tehnologii pe care ulterior le vând firmelor private sau persoanelor fizice. Stațiunea mai vinde și puieți sau fructe. Foarte căutate sunt piersicile și caisele gustoase, toate din soiuri românești, aclimatizate la condițiile meteo din Dobrogea. Noi vindem produsul cercetării, creăm soiuri, tehnologii. Dacă avem ani buni, putem să ne acoperim și 100%. Institutul de Cercetări Piscicole de la Galați funcționează sub egida Academiei de Științe Agricole și Silvice. Peste un sfert din venituri se obțin anual din proiecte de cercetare pentru diferite societăți comerciale sau cu fonduri europene. Acum au un parteneriat cu Republica Moldova pentru un studiu privind ecosistemele din lunca prutului. A fost anii care autofinanțarea s-a dus la 100%. La nivel european, anul trecut, România a alocat cei mai puțini bani pentru cercetare. În anul pandemiei, garderoba nu prea a contat. Asta nu înseamnă că doamnele au abandonat achizițiile. S-au reorientat spre bijuterii. E drept, nu foarte scumpe. De la broșe și cercei până la coliere din ceramică sau plastic. Așa se face că în timp ce industria textilă a avut pierderi mari la nivel global, designerii de accesorii sunt pe plus. O confirmă și comenzile pentru 1 și 8 martie. Mihaela este designer de bijuterii și și-a gândit colecția de cercei și coliere din ceramică pentru femeia care lucrează de acasă. Cel mai bine au mers însă broșele. În special broșele, în această perioadă, având în vedere că stăm la birou și vedem doar o jumătate din noi, și cercei, bineînțeles, mai ales când este vorba de o cămașă. Lucrurile mai extravagante, care pun atenția asupra acelui obiect și te face să nu te mai uiți la restul îmbrăcămintei. Ecaterina a ales să facă accesorii din plastic, mai exact din peturile pe care le găsește în centrele de colectare pentru deșeuri. Tendința s-a schimbat înspre accesorii pe care le purtăm mai mult la nivelul bustului, părții a feței, pentru că toată lumea face video call-uri acum. Încearcă să coloreze cumva ce se întâmplă în căsuța asta în care ne aflăm de cele mai multe ori. Moda este confirmată și de vânzările magazinelor online sau a platformelor care adună mai mulți artiști. Mi s-a părut interesant. Femeile au avut nevoie să-și facă câte un cadou, să se simtă frumoase, să schimbe prezența în online și partea aceasta pe care o vedeți în ecran este cea mai la vedere. Bijuteriile care s-au vândut mai mult sunt cele decorative. Deci nu am vândut bijuterii mici, finuțe, discrete, ci mai degrabă bijuterii din porțelan sau din argint, cu Swarovski. Au apărut schimbări și în garderobă. Femeile caută haine legere din materiale naturale și, desigur, în cantități mai mici. Unii dintre designeri s-au reorientat și, în locul colecțiilor prezentate primăvara și toamna, realizează diferite modele pe care le prezintă lunar. Cam 30 de modele noi în fiecare lună, în așa fel încât să putem să ne prezentăm cu lucruri noi în permanență, tocmai ca să putem să ne concentrăm mai mult pe vânzarea online. Potrivit datelor, la nivel mondial, valoarea hainelor nevândute rămase în magazine și în depozite a ajuns la cifra record de 160 de miliarde de euro. Victimele accidentelor vor putea cere mult mai ușor despăgubiri în instanță. Deputații au redus considerabil taxele judiciare de timbru de la câteva mii de euro la doar 100 de lei. Anul, aproape 40.000 de români sunt răniți pe șosele. Cei mai mulți evitau să lupte pentru drepturile lor pentru că nu își permiteau să acopere aceste sume. Am fost izbit atunci și aruncat răsturnat după șosea, în câmp undeva. În martie 2018, un tir care a derapat a lovit o mașină în care era Marian Crăciun. Bărbatul de 44 de ani s-a ales cu o fractură la coloana vertebrală care l-a țintuit la pat câteva luni. Și acum, la 3 ani distanță, se resimte. Jucam fotbal, jucam a multe alte activități, nu mai le pot face. Eu nu mai pot să fug, nu îndrăznesc să sar nici măcar de la 20 de centimetri. Nu pot să stau în picioare mai mult o jumătate de oră, maxim o oră, în proporție de 50-60% din capacitatea muncii, chiar nu mai pot face. Din salariul de electrician de 2600 de lei, n-ar fi putut plăti taxa pentru un proces de daune. Până acum, trebuia să achite aproximativ 5% din valoarea despăgubirilor cerute în instanță, adică în jur de 2000 de euro.
Pe viitor, românii în situația lui, ori cei care sunt victimele unor accidente de muncă sau chiar de malpraxis, vor da numai 100 de lei. Marea majoritate era în imposibilitatea de a plăti. Fiind în imposibilitatea de a plăti, fie nu mergeau mai departe cu demersul și acceptau o despăgubire, zicem noi, ridicolă venită din partea asiguratorilor. Oamenii pot cere daune și pentru traumele psihice cauzate de accidente. Foarte multe dintre ele nu mai intră într-un echilibru psihoemoțional chiar după un interval de 3-5 ani după producerea accidentului, pentru că această succesiune de traume, care parte din ele devin severe, afectează pentru toată viața persoanei respective. A fost și cazul lui George Iacobescu, care și-a fracturat un picior și a avut răni la cap după ce a fost lovit de o mașină pe trecerea de pietoni. Cazul a fost prezentat acum 4 ani de știrile Pro TV și a dus la modificarea legii, însă abia acum deputații și-au dat votul final, iar documentul merge la promulgare. Statele Unite au autorizat un al treilea ser anticovid pe teritoriul lor. Vaccinul Johnson & Johnson se administrează într-o singură doză și poate fi ținut într-un frigider obișnuit, nu în congelatoare. Studiile clinice au arătat o protecție efectivă de 66% în prevenirea oricăror forme de îmbolnăvire, de la cele moderate până la severe. Însă vaccinul a dovedit o eficiență mai mare de 85% când vine vorba de prevenirea spitalizărilor și a deceselor asociate cu infecția. Producătorul s-a angajat să livreze 100 de milioane de doze până la sfârșitul lui iunie. Vaccinarea cu serul Johnson & Johnson ar putea începe însă chiar de mâine. Starurile de la Hollywood își pregătesc ținutele alese și papucii confortabili. Peste câteva ore vor participa din sufragerie la Globurile de Aur. Și în acest an, ceremonia se desfășoară doar virtual din cauza pandemiei. Nici măcar cele două anfitrioane nu vor sta în aceeași încăpere. Amy Poehler se va afla la Beverly Hilton Hotel în Los Angeles, acolo unde se ține în mod obișnuit gala. Iar Tina Fey la sediul NBC din New York. Câștigătorii vor fi anunțați tot de la distanță de o serie de vedete, printre care Joaquin Phoenix or Salma Hayek. Printre favorite se numără filmele Mank, The Trial of the Chicago 7 sau Promising Young Woman. Globurile de Aur sunt primul eveniment major al sezonului premiilor de film de la Hollywood. Totodată sunt considerate drept un indicator pentru Oscar. Arheologii din Italia au prezentat ceea ce numesc o descoperire excepțională, un car de ceremonie din perioada romană dezgropat în apropierea anticului oraș Pompei. Atelajul cu 4 roți, împodobit cu decorațiuni din bronz și cositor, a fost găsit pe locul unei vile romane. Tot acolo, în 2018, au fost scoase la lumină rămășițe la 3 cai, dintre care unul încă înhămat. Carul este extrem de fragil, spun specialiștii. A fost protejat totuși de tuful vulcanic după ce a fost îngropat în timpul erupției Vezuviului în veacul I după Hristos. În următoarele luni va fi restaurat în laboratorul Parcului Arheologic din Pompei.